Medici de familie, asistente sau medici specialiști. Cu toții aleg să ia drumul străinătății în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit și unde au condiții mai bune. Pleca, pleacă permanent. Săptămâna asta și săptămâna trecută mi-a scălit vreo 8 astfel de cereri de plecare pentru medici de familie, pentru medici specialiști. Și, în general, lumea pleacă, nu stă, când are de ce să stea. La fel e situația și la asistente. Așa că, în curând, cred că nu o să prea mai avem cu cine să lucrăm. Pleacă de toate și specialiști, rezidenții pleacă aproape toți, care sunt, adică se duc. Așa că nu știm cam cum o să se rezolve în următoarea perioadă, dacă se va merge în ritmul ăsta. Spitalul Județean Vaslui face cu greu față numărului tot mai redus de medici. Da, cu certitudine. Avem lipsă de personal. De la 1 aprilie era aproape în aer linia de gardă de la neonatologie. Am făcut toate demersurile la nivelul clinicii care ne patronează și am solicitat să ne sprijine cu medici. Vasluienii susțin că lipsurile din spital alungă medicii. Aceștia ar trebui să primească locuințe și condiții mai bune de lucru. N-au condiții în spital, nu este nimic, este o mizerie. Dar, în general, medicii fac bine, nu? Și ar trebui să le ofere locuințe, salarii mai mari. Că oricum, ca să fii un medic bun, îți trebuie să te informezi mult mai mult, multe cărți, multe tratate, multe... De ce? Pentru salariile care le se dau. Nu au cu ce trăi. Au stat atâția ani de zile pe băncile școlii și s-au luat scoatele acolo așa și au învățat ca să ne ajute tot pe noi, populația, normal. Și dacă ei au considerat că nu trebuie dat un ban ca să fie mulțumit și ei, ca să poată decent să trăiască, nu? Oricum, are un respect față de noi. Un medic nu e chiar așa de ușor. Ce le poate oferi spitalul? Deocamdată numai bunăvoință și înțelegere. Dar eu am ridicat această problemă, sper să fim auziți și sper că să avem și argumente în toamnă. La această dată, Spitalul Județean Vaslui lucrează cu un deficit de aproximativ 300 de cadre medicale.